Sute de giurgiuveni care nu au apucat să-și facă cumpărăturile pentru masa de Crăciun s-au plimbat astăzi ore în șir prin magazine în căutarea alimentelor necesare pentru sărbătorile care se apropie cu pași repezi. Pâine, carne, fructe și cadouri pentru cei dragi sunt produsele pe care concetățenii noștri au ales să le cumpere pe ultima sută de metri. Deși o parte dintre ei recunosc că majoritatea cumpărăturilor le-au făcut, ziua de ajun este rezervată însă doar unor mici completări. Pentru ce ați venit astăzi la piață? Să mai luăm ce mai ne-a rămas de cumpărat. Adică am făcut cumpărături, dar am mai luat un borcan de bulion, un pachet de foi de plăcintă și un pachet cu orez, că trebuia pentru sarmale. Și pentru nepoțel i-am luat stea. Niște făină, niște pătrunjel, niște ce mai de pe listă. Dar de ce ați lăsat așa pe ultima 100 de metri? Astea se mai completează. Am cumpărat ce a fost de cumpărat, acum decât ce să mai completează. Diverse, foarte multe cadouri că am lăsat pe ultima sută și cam atât, pâinică și în rest totul e cumpărat. O zi bună, sărbători fericite! Practica cumpărăturilor pe ultima sută de metri a devenit o tradiție pentru români, pentru ca niciun giurgiuvean să nu plece nemulțumit că nu a reușit să-și ia cele necesare pentru masa de sărbători. Comercianții din piața centrală spun că vor sta la dispoziția clienților dacă este nevoie, chiar și până la ora 18. Totodată aceștia recunosc că față de anul trecut, vânzările au mers mult mai bine.